Un bărbat din Băile Felix a ajuns de la propria nuntă direct la spital. Acesta s-a ales cu probleme serioase de sănătate după ce prietenii pe care i-a invitat la o petrecere i-au provocat o fractură de coloană. Cea mai frumoasă zi din viața unui tânăr avea să se sfârșească la spital. Un bărbat de 31 de ani a ajuns la urgență de la propria petrecere de nuntă, după ce amicii l-au aruncat în aer în toiul petrecerii, dar nu l-au prins la timp în cădere, iar el s-a izbit puternic de pământ. Potrivit tânărului, după circa 40 de minute de la dansul mirilor în jurul orei 21, au venit să mă ia pe sus, dar nu m-au luat cum trebuie. M-au aruncat odată în sus, pe urmă când m-au aruncat a doua oară, m-au scăpat și am căzut pe spate. De parcă lovitura puternică nu ar fi fost de ajuns, nuntașii au decis să-i acorde singur primul ajutor până la venirea medicilor, așa că l-au așezat pe bărbat pe un scaun, trăgându-l de mâini și de picioare, lucru ce i-a înrăutățit și mai rău starea de sănătate. Acum, după nefericitul eveniment, Liviu Filimon se gândește să-i dea în judecată pe cei care i-au pus viața în pericol și care i-au stricat nunta.